prosciolluzze in carne di vita con purè di cartofi. Si fa forte ripede, ci sono forte, forte buone. Sono forte moi, e se va come sono all'interior. Sono forte moi, ci forte buone. No, ci pireo le stemmole. Ci buon, ci gustoso. Pireo le stai facut con latte, ci buon. Poggiolo ce le sono facute con carne di vita, parmesan, con sale, pepe, puzzina quinica, un uovo e patrongel. Începem să facem prăjoluțe din carne de vită și piure de cartofi. Și pentru prăjoluțe o să avem nevoie de carne de vită, 350 de grame de carne de vită, o lingură două de parmezan, un ou, o să avem nevoie puțină sare, pătrunjel, acestea le punem după gust, pâine care o să punem la muiat în puțină apă. Și pentru piure avem nevoie de cartofi pe care eu i-am pus aici în oală la fiert, unt, latte și puțin sare. Eu am să încep să pun pâinica la muiat în apă și o să lăsăm puțin aici. Și între timp o să punem într-un bol și o să punem carnea, 350-400 de grame de carne, acum depinde de fiecare. O să adăugăm puțină sare după gust. O să adăugăm și piper. Am adăugat și piper. O să adăugăm un ou. Cam o lingură două de parmezan. O să adăugăm și puțin pătrunjel. O să-l rupem cu bucățele mici, 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 mici. Sau puteți tăia cu cuțitul. Eu îl rup așa cu mânuța. Acum să vedem dacă pâinea s-a muiat, care am pus-o la. O să punem puțină pâine. O să o stargem foarte bine. Pâine nu prea multă, puțină, o mânuță, două. Prăjoluțe de casă, bune și gustoase. Le fac în seara aceasta pentru băiețelul meu, cu piure de cartofi. Mai punem puțină, luăm miezul. Cam atât. Acum o să amestecăm bine, bine, bine. Amestecăm bine, 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 bine. E aproape gata compoziția. O să punem puțin ulei într-o tigaie și
piccole cosciolucce. Se fa forte, repede. Composizione. Composizione spiegata, posso pure un pochino lei, io pongo lei da mascherine, potete sconoscere le flore a sole, non prea molto. Ciò con per fuoco l'ancalzito, aici. Acum o să dăm formă la cotonuțe. Eu le fac așa și le punem la prăjit, lăsăm să se încălzească uleiul. Din când în când ne umezim mâinuțele cu apă și facem păjoluțele. Ia uitați. Sunt bune și gustoase. Eu acum am să iau păjoluțele și am să le pun una câte una. Acum le dau pe foc să se prăjească și între timp o să facem piureul. O să-l facem în acest castron. Aici am cartofii pierți. Am să pun cam 50 de grame de unt. În bol. Și o să pisăm cartofii, o să-i punem peste. I-am tăiat în apă cu sare. Cartofiorii. Acum o să-i pisăm prin această formă de pisat cartof. Pune peste unt să se durească.
Aici facem piure de cartofi. Pârjoluțele sunt pe foc, ia uitați-le. Acum o să le întoarcem una câte una. Aici am pus untul cu cartofii, untul se topește. Adăugăm puțină sare. Și puțin lapte. Pireul este foarte simplu de făcut. Pireul este gata, ia uitați, este cu fos. Acum îl dăm deoparte și o să întoarcem pârjoluțele. Cum întorc pârjoluțele, sunt pe foc. Să le întoarcem una câte una. Acum punem pe ce se prăjească bine. Pârjoluțele sunt gata. O să le scoatem și o să le punem pe șervețel ca să nu fie pline de ulei. Puțin pătrunjel deasupra, să dăm un pic de culoare. Eu vă urez o seară frumoasă, vă urez poftă bună tuturor. Pârjoluțe din carne de vită cu piure de cartofi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și îmi sunteți alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. La revedere! Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Pârjoluțe cu piure de